În JavaScript, evenimentele reprezintă niște semnale pe care un anumit element le emite atunci când are loc o acțiune în legătură cu acesta. Funcțiile pe care le apelăm ca urmare a tratării unui eveniment se numesc event handlere. În exemplul nostru, vom folosi eventul de onClick pentru a afișa un mesaj ori de câte ori apăsăm pe butonul ClickMe. Pentru început, toate instrucțiunile pe care le vom scrie vor fi incorporate într-o funcție care va juca rol de event handler pentru eventul window onload. Care reprezintă evenimentul care se va triggerui odată cu încărcarea paginii. În cadrul acestei funcții avem mai întâi de toate nevoie de o referință a butonului, ce să ne folosim de metoda getElementById a obiectului document. Mai departe avem nevoie de o funcție care va juca rolul de event handler pe eventul onClick, iar aceasta va avea denumirea de clickHandler și va loga un mesaj cum că butonul a fost apăsat. Mai departe, pentru a face metoda noastră clickHandler să asculte de evenimentul click al butonului, ne vom folosi de proprietatea onClick, clickHandler. Hai să și testăm și vedem că mesajul a fost logat. Cea de-a doua metodă prin care putem face o funcție să asculte după un anumit eveniment este prin utilizarea metodei addEventListener, unde specificăm primul parametru evenimentul după care vrem să ascultăm, iar al doilea parametru metoda care va juca rol de event handler în cazul nostru. Diferența dintre cele două modalități este faptul că prin proprietatea onClick putem seta doar un event handler, iar prin metoda addEventListener putem specifica mai multe event handlere pe același element. În continuare, vrem să creăm un nou eveniment pe care să-l lansăm odată cu apăsarea butonului și pe care să-l tratăm printr-un event handler separat. Pentru asta vom defini înainte de toate evenimentul nostru. Event, new event și să-i dăm și un nume. În continuare o să definim și un event handler. Și o să înregistrăm funcția nou creată pe post de event handler pentru eventul pe care tocmai l-am creat. Acum tot ce trebuie să facem este să ne asigurăm că trimitem eventul nostru de fiecare dată când se apasă butonul. O să ștergem și acest console log. Și acum ar trebui să vedem același mesaj că butonul a fost apăsat, dar care apare în urma tratării celui de-al doilea eveniment pe care noi l-am creat.